găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul meu de astăzi este medicul chirurg Mihai Motora. Bine te-am regăsit, Mihai! Bine ați revenit! Și astăzi discutăm despre un subiect foarte la modă, transplantul de barbă și sprâncene. De unde nevoia aceasta pentru, în special, tineri, de a-și îmbogăți barba și sprâncenele? Cred că este această nouă tendință. În primul rând, cred că sunt două lucruri diferite. La barbă apelează, bineînțeles, bărbații, care vor să fie după ultimele tendințe, după ultima modă, această modă cu barbă mare, și apelează la această intervenție pentru a-și contura și a-și îndesi barba sau zonele cu unde nu crește deloc. Tu de cât timp porți barbă? De aproximativ 5 luni. Și ai luat această decizie pentru a fi în tendință sau pentru că așa te simți tu bine? Cred că și. Am luat și din cauza că unii dintre pacienți mă vedeau ca un copil și să par puțin mai matur, dar și ca să fiu în tendințe, bineînțeles. Cărui tip de fizionomie îi se potrivește barba? Nu există un tip anume. Că oricui îi place sau care crede că i-ar sta bine, poate apela sau își poate lăsa să crească barba. Sunt persoane care nu au barbă, nu au fire de păr acolo unde ar avea nevoie, poate, și atunci vin la tine și îți solicită ajutorul. Da. Cum îi poți ajuta? Prin implant, bineînțeles. Prin transplantul de barbă. Transplantul de barbă este asemănător cu transplantul de păr. Se recoltează păr din zona de ceafă sau din zona submandibulară și se acoperă zonele care trebuie acoperite, care îi deranjează pe oameni. Hai să luăm puțin cu începutul. Oare poți să ne povestești puțin despre firul de păr? Care este structura lui și care sunt etapele prin care trece un fir de păr? Da. Firul de păr trece prin trei etape principale. Etapa anagenă, etapa catagenă și etapa telogenă. Prima etapă, etapa anagenă, este etapa în care firul de păr crește normal și la grosimea normală. Etapa catagenă este etapa în care firul de păr, adică rădăcina firului de păr, intră într-o ca un fel de atrofiere și se produce un fir de păr subțire și foarte slab, care se rupe foarte ușor. Iar ultima fază este etapa telogenă, în care rădăcina firului de păr nu mai produce deloc fir de păr. Aceasta este etapa în care persoanele care pierd păr rămân fără păr, practic. Din această fază, din etapa telogenă, este foarte greu să transform, să revină firul de păr. De fapt, nu foarte greu, este practic imposibil să transform firul de păr să revină în etapa de creștere. Din etapa catagenă se poate transforma prin diferite tratamente și medicamente să revină în etapa anagenă, în care să crească normal și gros. Spune-mi, te rog, cum se desfășoară o primă ședință, o primă întâlnire cu un pacient care vrea să-și îmbogățească barba sau să-și o contureze? Este la fel ca și pentru implantul de păr și de sprâncene. Pacientul vine la mine la o consultație și îmi spune ce-l deranjează la învățișarea lui. Și eu îi spun sau îi recomand ce ar putea să facă, îi spun ce am putea noi să facem împreună, de unde și cât păr am avea nevoie, de unde să luăm, cât să implantăm și care sunt următorii pași pe care trebuie să urmeze. Pacienții trebuie să fie conștienți că este un proces de durată medie sau lungă, în care după implant mai durează câteva luni până vor ajunge la rezultatul final. În câte etape se desfășoară intervenția sau intervențiile? Depinde foarte mult de suprafața zonei care trebuie acoperită. Dacă suprafața este mică, atunci se poate face într-o singură etapă, iar dacă este mare, atunci, bineînțeles, e nevoie de mai multe zile. Pentru că nu putem, din cauza că este o procedură foarte migăloasă, nu putem implanta mai mult de, să zic, 2000-2500, poate maxim 3000 de grefe într-o singură operație. 3000 de grefe înseamnă 3000 de fire de păr? Nu înseamnă 6000 de fire de păr. O grefă conține între 1 și 4 fire de păr, cu o medie de 2,2 fire de păr pe grefă. Asta e o medie generală. Acum, bineînțeles, se adaptează la fiecare pacient în parte. Și dacă un pacient vrea să-și contureze, de exemplu, barba, trebuie să îi ras pe toată? Nu. Putem lucra doar pe zonele care ne interesează. Dar dacă, de exemplu, trebuie să recoltăm din zona submandibulară, atunci da, trebuie rasă în zona respectivă. Din orice zonă se recoltează, părul trebuie rasă în zona respectivă. Că este barbă, ceafă, piept sau oriunde altundeva.
Acum 6-7 ani se purtau sprâncenele acelea foarte subțiri și arcuite, iar acum sunt la modă sprâncenele groase, naturale. Am înțeles de la specialistele în domeniu că nici măcar nu se mai tund sprâncenele dacă nu o cere neapărat firul de păr. Ce faci cu pacientele care nu mai au suficientă fire de păr în sprâncene? Tot așa, bineînțeles, pot apela la un transplant de păr în zona sprâncenelor. Această modă care era acum câțiva ani este, cred că, principalul motiv pentru care fetele apelează acum la transplant de sprâncene, pentru că au rămas cu sprâncene foarte subțiri și foarte nenaturale. Ce trebuie să știe ele este că trebuie tunsă o zonă foarte mică din zona cefei, o arie foarte mică din zona cefei, de unde se recoltează fire de păr cu un anumit, cu anumite calități, care se transplantează pe urmă în zona de sprâncene. Firele trebuie să fie la un anumit unghi, de o anumită grosime, iar grefele să nu aibă mai mult de 2 fire de păr. Asta este foarte important pentru transplantul de sprâncene, ca să arate natural. Deci, practic, acolo e nevoie de foarte multă îndemânare și pricepere. Da, trebuie puțin mai multă experiență și eu doar după, poate și peste un an de zile după ce am început să fac transplant de păr, am trecut și la sprâncene și la barbă. Tinerele trebuie să aibă părul nevopsit? Nu este obligatoriu, dar pe mine mă ajută foarte mult. Dacă l-au nevopsit, pentru că pot vedea exact calitatea firului de păr. Dacă este vopsit, nu-mi dau seama care e alb, care e negru, care e așa, și atunci nu pot să știu dacă este, cât e de bun. Deci ar fi indicat, da, să măcar rădăcinile să fie nevopsite. Cam cât durează o intervenție pentru reconstrucția sprâncenelor, ca să spun așa? Depinde tot așa de suprafața care trebuie acoperită, între 3 și 6 ore, să zicem așa, în mare. Pentru că sunt cazuri în care se pot implanta doar 30 sau 50 de grefe, dacă sunt zone foarte mici de acoperit, sau sunt cazuri în care trebuie reconstruită întreaga sprânceană sau ambele sprâncene, și atunci se implantează 5-600 de grefe și durează poate și până la 6 ore. Ai făcut vreodată vreo reconstrucție totală de sprânceană? Da. Da, după diferite proceduri lasere și pensat excesiv. Da, nu chiar total, adică că nu avea 100%, dar să zic 85% din sprânceană nu mai exista. Sunt foarte multe persoane care apelează la IPL sau alte metode care ucid practic foliculul. Este posibil ca tu cu tehnicile tale să reconstruiești o zonă în care nu mai există aproape deloc păr? Da, păi de aceea se apelează în primul rând la transplantul de păr, pentru a se reconstrui zone în care foliculii din zona respectivă au murit din diferite cauze. Și atunci noi luăm folicul sănătos din alte zone și îl transplantăm în zona respectivă. E ca un răsad, ca să zic așa, ca și cum luăm copacel dintr-o parte și l-am pune în altă parte cu rădăcina sănătoasă. După cât timp, aici vorbim și în cazul transplantului de barbă și pentru sprâncene, după cât timp poți să spui că nu se mai vede că s-a intervenit acolo? Recuperarea 100%? 100% după aproximativ 8-10 luni, poate, din cauza că după operație în zona transplantată pielea rămâne puțin roz. Și pentru ca această culoare să dispară, trebuie să treacă, există anumite etape de vindecare a pielii, prin care trebuie să treacă orice rană chirurgicală, care dispar, aceste efecte vizuale dispar de cam, să zicem, peste 6 luni. Trebuie să treacă minim 6 luni și pot dura până la un an de zile. Deci ca în cazul oricărei intervenții, nevoie și de răbdare. Exact. Îți mulțumim foarte mult, Mihai. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Iar noi să ne revedem sănătoși!